tuturor! Odată cu venirea lunii noiembrie, valorile termice vor crește puțin în sudul și estul țării. În restul teritoriului însă, vremea va rămâne rece. Ploile vor fi în vacanță pentru următoarele zile, însă vor fi condiții de ceață persistentă în vestul, centrul și sudul țării. Soarele, deși cu dinți, va încerca să fie prezent în aproape toată țara. Începem cu partea de nord-est a țării, cu zona Maramureșului, unde astăzi vremea va fi frumoasă, cerul mai mult senin, iar temperatura maximă va ajunge până la 13 grade, atât în Baia Mare, cât și în Satu Mare. Valorile termice au scăzut un pic și în Crișana, după cum ne anunță meteorologii. Astăzi vremea va fi frumoasă, dar rece. Maxima zilei va ajunge până la 11 grade, atât în Oradea, cât și în Arad. În Banat avem o vreme, după cum vedem, blândă, cu raze de soare, cu următoarele temperaturi: 12 grade în Timișoara și o temperatură mai bună de 14 grade în Reșița. În Oltenia, meteorologii anunță condiții de ceață dimineața și seara, dar, după cum vedem, nu se anunță șanse de precipitații, cerul va fi mai mult senin, iar temperatura maximă va fi cuprinsă între 11 grade în sud, în Craiova-Slatina, și 15 grade în Râmnicu-Vâlcea. În Transilvania, vreme în general bună, vântul va sufla slab până la moderat, nu se anunță precipitații, iar temperatura maximă va fi cuprinsă între doar 10 grade în Miercurea Ciuc, Sfântul Gheorghe, și 11 grade în Târgu Mureș. În nordul teritoriului Moldovei, vremea va fi frumoasă, după cum o vedem. În sud avem un cer perfect senin, vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă, în creștere în comparație cu zilele trecute, va fi cuprinsă între 13 grade în Botoșani și 15 grade atât în Bacău, cât și în Vaslui. Temperaturile au crescut un pic și în Dobrogea în comparație cu zilele trecute. Maxima zilei va ajunge astăzi până la 12 grade în Constanța și 13 grade în Tulcea. În Muntenia, vreme senină și blândă pentru începutul lunii noiembrie. Avem astăzi 12 grade în Giurgiu, 16 în Târgoviște și o temperatură frumoasă de 17 grade în Pitești. În capitală, de dimineață se înregistrau doar 6 grade, iar temperatura maximă va ajunge până la 14 grade. Astăzi vremea va fi frumoasă în capitală, dar rece. Cam atât despre vreme. Să aveți o zi liniștită!